dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală. Hai să vedem care este prezentul, viitorul apropiat, dar și viitorul mai îndepărtat în situația în care tu te afli. Să vedem în momentul de față care este situația. Wow, în momentul de față văd că ai foarte mult curaj. În momentul de față văd că Ești într-o perioadă în care pur și simplu spui adevărul. Spui adevărul tuturor, spui ceea ce crezi, spui ceea ce gândești și, mai mult decât atât, văd că în jurul tău uh, sunt persoane sincere. Sunt persoane care nu știu acum cât de mult te plac, dar ideea este că sunt sincere cu tine. Da? Uite, văd aici un adevăr pe care l-ai aflat dintr-o relație toxică, dar văd și un moment în care e ca și cum vrei să elimini din viața ta acele lucruri negative. Da? Este ca și cum vrei să faci o operație pe viu. Văd aici două persoane, una mai tânără, una puțin mai în vârstă și văd aici pentru unii posibil o relație de triunghi amoros. O relație în care este bazată da, pe manipulare, pe de altă parte. Hai să vedem ce este cu acest cavaler de spade. Mai extrag o carte din acest tarot. Asul de spade, uite, wow, se pare că ai luat o decizie radicală, o decizie pe care uh, cumva nu ai gândit-o. A fost ceva deodată, deodată s-a întâmplat ceva. Văd aici o decizie radicală, dar văd și o soluție pe care ai găsit-o. Este o soluție foarte rapidă, văd eu. Hai să vedem puțin despre ce este vorba cu acest cavaler de spade. Uh, Ei decizii foarte rapide, ai totul foarte clar în mintea ta, dar ești într-o perioadă în care fie ești mai certăreț, mai certăreață, fie este o perioadă în care ai tot felul de lucruri. Uite, are legătură toată povestea asta cu o bucurie foarte mare. Uite, niște mesaje pe care le-ai primit, un apel telefonic pe care l-ai primit. Mai văd aici că în momentul de față ești foarte bine susținut pe tot ceea ce ține de viața ta. Da, uh, uite, văd aici pe cineva care se simte în momentul de față abandonat. Da? Uh, sau poate să fie cineva care are niște probleme de sănătate, pentru că fie petrece prea mult, fie este o persoană care uh, nu dă dovadă de seriozitate. Te văd foarte încântat, foarte curajos și dornic să-ți clarifici viața. Da? Să-ți clarifici. Uite, Marele Preot, poate să fie o decizie radicală pe care tu ai luat-o sau pe care o iei în momentul de față. Legat de o căsătorie sau legat de un angajament serios, Marele Preot vorbește despre o legătură cu Zodia Taur. Însă, uite, văd aici că ți-ai făcut niște planuri, fie legate de un contract, fie legate de o relație serioasă. Sunt aici niște certuri, niște scandaluri, ceva aici se întâmplă. Fie la muncă, fie într-o relație importantă, așa cum am spus. Și văd aici o victorie, o victorie. Mai văd faptul că te bucuri de viață în momentul de față. Asul de spade, hai să vedem ce vrea să spună. Wow! Asul de spade vine cu 10 de bute. Se pare că ai pus punct sau vrei să pui punct la o perioadă aglomerată. Ai aici foarte multe lucruri de făcut sau pur și simplu într-o relație simți că nu mai poți și atunci văd că ai luat o decizie. Hai să vedem ce se întâmplă cei cu 10 de băt. Da, uite, e vorba de o situație dificilă, multă suferință, nici nu vreau să mă bag în energiile astea. Un inamic, o persoană care a mințit, care a trădat. Bun, hai să vedem ce cu decizia. Despre ce e vorba, ce decizie ai luat. Wow, ai decis să devii o regină de spade. Asta înseamnă că ai decis să fii foarte rece, pur și simplu să iei decizii doar cu mintea, fără să-ți implici deloc inima și asta e ok. E ceva legat de o rivală sau e ceva legat de o situație în care lucrurile tot stau așa de ceva timp. Hai să vedem ce se întâmplă, ce urmează după această decizie, cum vor fi lucrurile. Sau dacă ești într-o situație ciudată în momentul de față. Uite, cazul se e cazul să iei o decizie radicală. Doi de monede. Da. Următorul pas. Aici văd o persoană care fie se ocupă cu două lucruri în același timp, fie este o persoană care este nevoie să se împartă între două locuri. Mai văd aici și pe cineva care are două surse de venit, dar văd că în viitorul apropiat aici ceva se va echilibra. Da? Hai să vedem despre ce este vorba. Uh, doi de monede reprezintă echilibru. Reprezintă bani. Da, cineva care îți dă un ajutor sau um, un ajutor financiar sau un ajutor din punct de vedere material. Bun. Asul de bâte magicianul. Wow. Se pare că cineva te ajută aici în viitorul apropiat în legătură cu un vis pe care tu îl ai. De asemenea, văd aici cupajul de băte, faptul că va exista așa o perioadă de glume, o perioadă în care lucrurile nu vor fi foarte serioase, fie în această relație, dar aici te văd pe tine. Pe tine, e ca și cum ei totul pur și simplu în glumă, ei totul fix așa cum este. Nu mai pui nimic la suflet, cum s-ar spune. Hai să vedem despre ce e vorba. Dar văd aici o aventură sau o distracție. Nu știu, vrei să ieși undeva, să te distrezi, să te simți bine. Mai văd faptul că vei avea multe lucruri de făcut în viitorul apropiat și vei reuși să le faci pe toate. Pentru că ai energia necesară, tocmai pentru că tu faci totul doar din plăcere. În cadrul unei relații văd aici că în viitorul apropiat lucrurile nu vor fi chiar atât de serioase între voi, dar în același timp totuși te văd destul de bine susținut. Hai să vedem Doi de monede. Asul de spade și uh, regele de spade bun, păi uh, dragilor, aici e clar că uite. Văd aici o persoană, poate dintr-o zodie de aer gemeni balanță vărsător și acest om aici va lua o decizie în viitorul apropiat. Da, pentru că pur și simplu așa nu se mai poate. Modul tău jovial, modul tău de a fi, pur și simplu va face această persoană, va determina această persoană să acționeze. Uh, poate să fie aici o relație în care lucrurile s-au răcit da, sau s-a întâmplat ceva care a rupt destul de mult situația. Un adevăr. Uite, omul ăsta află un adevăr sau dă dovadă de multă sinceritate. Să vedem pajul de bâte. Regina de Cupe. Pe tine aici te văd cu niște vești bune. Vești bune pentru inima ta, dar uite și niște vești, un, uh, niște mesaje sau niște apeluri telefonice. O discuție pe care o ai cu o persoană foarte dragă inimitale. Poate să fie o persoană dintr-o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar văd aici și o bucurie foarte mare legată de muncă sau legată de o activitate. Hai să vedem magicianul despre ce-i vorba. magicianul. Bun. Avem asul de bâte, 5 de bâte și 4 de cupe. Da, dacă e vorba de o relație, uh, văd aici pe cineva care a obosit. A obosit să se certe, a obosit să uh, fie în această situație de gelozie, de triunghi amoros în viitorul apropiat. Dar dacă iar mai apar discuții sau dacă, iar să spun, ești pus într-o situație ciudată, să știi că, repet, vei trata lucrurile chiar cu foarte mare uh, detașare. Și uite, să îmi spune mie că tu aici te vei concentra foarte mult pe confortul tău. E ca și cum stai așa liniștit și doar te amuzi de pe margine. Atenție puțin la o femeie. Da? Mai văd o femeie care poate avea niște probleme. Da? Împărăteasa, împăratul, aici e vorba de un cuplu. Da? De un cuplu și regina de bâte. Parcă ar fi un triunghi amoros. Pentru unii. Ia să vedem. 9 de spade. Da, va fi destul de stresant, dar cu judecata aici și cu trei de bâte și cu trei de cupe, e ca și cum se dau cărțile pe față. Hai să vedem în final cum vor fi lucrurile. Pentru că e clar, aici urmează un mic mare circ. Da? o iubire ca la circ. Cam așa e aici, dar repet, pe tine te văd foarte bine. Să vedem în final cum vor fi lucrurile. 9 de spade, bun, și îndrăgostiții, 8 de cupe, 9 de bâte. Viitorul apropiat, văd aici destul de uh, stresat, da, sau gânditor în legătură cu o persoană care trebuie să renunțe la niște lucruri. Da? E ca și cum vei fi puțin stresat și te vei gândi serios fie să renunți la această situație pentru că eu văd aici o relație care în viitorul apropiat va întâmpina niște dificultăți. Poate chiar persoana iubită să aibă niște probleme. E ca și cum nu vrei să renunți la această persoană sau nu vrei să renunți la ceva anume. totuși eu văd pentru tine foarte multă bucurie. Pentru unii e vorba de cineva care o să renunțe la o situație, fie pleacă din relație, fie este o persoană care pur și simplu nu mai vrea toată această poveste în jurul său. Hai să vedem puțin despre ce este nouă de spade, ce va stresa aici sau... Cineva va avea de făcut o alegere, Uite, stresul vine fie în legătură cu un copil, fie stresul vine aici din partea unui șef sau din partea unei persoane importante. Soarele vorbește despre o legătură cu zodia leu da? sau despre un bărbat puternic din viața ta și aici uite iar văd niște discuții, văd suferință. Hai să vedem, 8 de cupe, ce se lasă în urmă? Uite, se vor lăsa în urmă aceste adevăruri care s-au spus, se va lăsa în urmă această idee de uh, manipulare sau știu eu, această idee de a vă spiona, că văd pe aici că au fost tot felul de chestiuni. Da? Cineva vrea să lase în spate această tristețe și încotro vă îndreptați sau încotro te îndrepti, te îndrept spre șapte de monede și spânzuratul. Se pare că aici ești pus pe așteptare, da? Ai de gând să aștepți sau ai de gând să vezi persoana de lângă dintr-un alt punct de vedere. Mai văd o legătură cu zodia pești aici. Și să vedem nouă de, nouă de bâte. Nouă de bâte. De ce e povestea aia? De ce e oboseala asta? Wow! Regina și cu regele de bâte. Da, uh, este vorba despre faptul că în viitorul apropiat fie vei obosi pe, nu știu, pe această distracție, pe această apropiere dintre voi, fie îți va fi teamă de o relație, da? o relație. Regina și cu regele de bâte aici vorbesc clar despre o energie de suflet pereche și în viitorul apropiat vă teamă, nu știu, parcă nu vă mai atrageți sau îți este teamă să faceți ceva împreună. Pentru că tu vrei să pleci în drumul tău. Hai să vedem îndrăgostiții. Wow! Îndrăgostiții, uite, vorbește despre un cuplu, da? Este clar aici că uh, se vor petrece niște schimbări și e vorba de o rupere. De o rupere în cadrul unei situații, da? De o rupere, de o despărțire. Și mai vedem că a mai sărit o carte, dar este pe jos. Uau wow, uite, magicianul, da? Magicianul. Păi aici, nu știu, or tu, ori persoana asta veți face totul ca să fiți împreună, da? Ca să fiți împreună. Foarte interesant. Se pare că ai adoptat, da, o atitudine destul de interesantă, da? Ca la circ, cum s-ar spune. Hai să vedem încă o carte. Bun, pe în viitorul apropiat văd multă pasiune, văd multă nebunie între tine și această persoană. Da? Uite, lumea îmi spune mie că puteți să fiți împreună până la adânci bătrâneți, până, da? până la final. Deci văd aici clar bucurie pentru tine, bucurie, armonie și deodată să știi că lucrurile se clarifică pentru tine. Bun, hai să vedem puțin și un sfat din partea îngerilor. Ce-ți spun îngerii? Foarte interesantă citire, sincer. A, ah, ok. Cineva trebuie să renunțe la control. Cineva trebuie să lase situația să meargă într-un mod natural. Și mai am aici mesajul pasiune. Da? Trebuie să te bucuri de viață sau să te bucuri de pasiunea dintre voi doi. Și asta e foarte frumos. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire. Dacă vrei să mai vizionezi, eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.